Părerea mea despre fondurile europene. Probabil că o să deranjeze părerea mea despre fondurile europene. E o părere cât se poate de sinceră, pentru că m-am interesat și am vrut să aplic, să iau și eu fonduri europene, când eram la început de drum. Doar că acum n-aș mai lua decât în următoarele condiții despre care discutăm imediat. Erau Startup Nation fonduri în acestea mici, nu știu, 40-44 de de euro, pentru diverse startup-uri. Sunt de părere că sunt doar foarte puține pe care le poți face cu suma respectivă, care să prospere și după ce se termină finanțarea. Foarte multe firme, și asta o spun pentru că am văzut o postare, cum că nu știu, 80-90% din firmele noi care au aplicat pentru funduri europene, după perioada aia minimă în care ești obligat să ții firma, toți le închid. Adică iau fondurile, rulează banii, își cumpără echipament, o mașină, nu știu ce, trec ca au perioada minimă, după care închid firma. Fondurile europene, eu le văd foarte utile dacă sunt folosite corect, dar sunt de părere că nu trebuie să aplici pentru fonduri. Dacă este prima afacere pe care ți-o faci, nu știi în ce te bagi, nu știi dacă îți va merge, nu știi, cum să zic, nu știi nimic. Dacă nu știi nimic din ceea ce vei face, știu că faci un proiect, faci un curs, am înscris și eu, faci un curs, faci, îți dă o diplomă, e fix degeaba, te pregătești, faci un proiect, îți se aprobă pe hârtie. În realitate, cum să zic, nu recomand să iei fonduri europene dacă n-ai făcut în viața ta business, nu te-ai ocupat niciodată, n-ai fost niciodată antreprenor, vrei să iei, o, vrei să iei fonduri, să pornești o afacere, ai o idee, o pornești de la zero, tu nu ai altă sursă de fonduri, decât cele pe care le primești europene. E riscant pentru că nu ai experiență, nu ai vad, sunt foarte multe condiții, nu poți să cumperi ce vrei tu, te limitează sumă X atât pentru laptop. Dar uite, dacă vreau să-mi fac, vreau să fac o firmă de editare video, de exemplu, te limitează laptop maxim 4.000 de lei. Păi bă, dacă vreau să-mi iau sculă de editare, îmi trebuie, laptop de 15.000 de lei. Nu, laptop maxim 4.000 de lei. Vei să-ți nu știu, voi să faci o firmă care se bazează pe transporturi, mașină, maxim 8.000 de euro la Startup Nation. Sau... Erau niște limite din astea, Iurea. Deci ești limitat, ai controle, raportări, nu poți să iei cu, cu, cu bilet la ordin, nu, nu mai plată cash, minim doi angajați, angajații aia nu poți să-i plătești cu foarte mult că se duc fondurile imediat. Din fonduri poți plăti angajații, dar dacă, cum să zic, un angajat poți să fii tu, ok. Dacă este prima, prima, prima ta afacere pe care o înființezi, nu recomand fonduri europene, pentru că sunt șanse extrem de mari să nu reușești. Da, foarte interesant este să iei fonduri europene nerambursabile și se dau 200.000, de un milion de euro, nu știu, asta, sincer, am auzit, că se dau cu finanțare și proprie, adică 20-30% pui tu, restul îți vin fonduri. Da, ai o firmă profitabilă și vrei să iei fonduri 200 de mii ca să te extinzi. Ai deja experiență, ai deja profit, știi cu ce se mănâncă și vrei să te extinzi. Nu ai banii necesari, nu vrei să iei credit, accesezi un program de fonduri nerambursabile. Da, tată, de acord, e super bine așa. Corect, vreau să mă extind, iau fonduri, mă extind pe banii Uniunii Europene. Crez noi locuri de muncă, generez profit, plătesc taxe și așa mai departe. Este jos pălăria. Dar aia presupune să ai o vechime, o experiență și o firmă care deja generează profit. Și poți să-ți faci și nu știu câte firme așa. Poți să ai, nu știu cum am eu de exemplu, deci dau exemplu chiar la mine. Probabil că chiar se poate și probabil că chiar o să aplic. Am firmă care încasează venituri din diverse surse online, da? Reprezentare media, comisioane de afiliere de marketing, este și magazinul online. Comerț cu amănuntul online. Aș putea să fac o altă firmă în firma asta care să se ocupe doar de parte de editare video. Să editez pentru alții, să editez pentru mine, să iau acolo angajați, editori, echipament, de la la Z, tot ce am acum îl iau încă o dată. Astea ale mele care sunt ale mele le vând, iau altă fac altă firmă cu alți oameni, extind, extind o extind cu mult, pun și eu, cât vine, 40.000 de euro, iau fonduri 200.000 din care pun eu 40.000, de da, tata, iau, iau, nu știu, mi se pare că nu ai voie să clădire, plătesc chirie undeva, iau sediu mai mare, iau lumini noi, iau scule noi, iau camere noi, iau oameni noi, iau plugin-uri noi, iau, ce să zic, iau de la la Z totul. Mă extind, da? Deci am deja o activitate, produce deja venituri, produce profit, pot să iau fonduri, fie pe firma asta, fie pe o nouă firmă care este asta acționară, să iau fonduri ca să mă extind, dar practic extind uh, firma care deja e în creștere. Poți să faci 5 firme să-i fonduri pe ele, să-ți extinzi diverse ramuri, diverse activități. Deci așa mi se pare că este cel mai corect mod, cel mai sănătos mod, cel mai natural mod de a accesa fonduri europene. Am spus-o și o mai spun o dată și da, aruncați cu pietre, stau să dați cu pietre în mine. Banii nu sunt pentru toată lumea. În sensul că dacă cineva este ambițios, vrea să acceseze fonduri, vrea să facă o firmă, nu are el bani, accesează fonduri. Se vede cu bani în cont. Mamă, am primit 40.000 de euro. Mamă, mamă, ce dă bani. Auleu, auleu. Te fură peisajul, te abați de la proiect. Sunt șanse mari să îți rup gâtul. Desigur, cunosc și oameni care, pot să vă dau un exemplu foarte frumos. O veche cunoștință de a mea care este era uh, DJ, an de zile a fost DJ, are experiență, repet, are experiență. Avea deja clientul ne se ducea, era și angajat, de luni până vineri era angajat, în weekend făcea treaba asta. Bănuiesc că legal. Habar Nu știu, nu cunosc. <laughs> în weekend era DJ. Nunți, botezuri, petreceri private, avea sculele lui, boxele lui, dubița lui, dar s-au învechit sculele, a crescut cererea și omul a accesat fonduri europene și a luat un din nou, dubiță, linie muzicală nouă de la la Z, căști, mixer, suporți, încă un angajat, pe lângă el, iar sculele pe care le avea el deja, le închiria la alții ca să facă bani. Deci el presta deja o activitate și-a accesat 40.000 sau cât sunt la Startup Nation sau așa, și-a luat mașină nouă, și-a luat scule noi și și-a dezvoltat afacerea, exact ceea ce spuneam. Deci este un caz de mini business care generează acolo niște bănuți și au luat fonduri ca să o facă în mod legal, profesional, ca la carte, totul nou, super ok. Probabil că sunt câteva business pe care ai putea să ți le faci, dar și la fonduri europene din, din de fapt și sigur așa, e pe scor. De unde e Câte angajați ei, e în IT, e pe bază de digitalizare, e eco, nu știu, ai un punctaj, să-ți dă un punctaj pentru idee, locație, zonă defavorizată, câți angajați vrei să iei, dacă vii tu cu aport, dacă ai bani și așa mai departe, să dă un punctaj, în funcție de acel punctaj primești sau nu, vei fi aprobat sau nu ca să primești fonduri. Deci am o părere bună despre fondurile europene, dar doar în condițiile în care aplici când ai deja o afacere sănătoasă, aplici pentru fonduri ca să te extinzi. Să ai zero experiență, zero cunoștințe, zero vad, zero, și să-ți faci firmă pe fonduri europene, ești supus la 95% risc să eșuezi și să închizi firma mai repede decât crezi. Și nu știu în situația asta că n-am întrebat, uite, n-am întrebat detaliile acestea, dacă nu ești capabil. Ce se întâmplă? Trebuie să dai bani înapoi? Dacă trebuie să închizi, nu, nu, ți merge. Trebuie să dai banii înapoi? Cred că teoretic da. Practic nu sunt sigur. N-am găsit informația asta. N-am citit toată legislația de fonduri. Sunt multe servisuri, multe cunosc multe servisuri mari care accesează, cumpără scule noi, fac un nou punct de lucru cu altă firmă nouă, firma mamă acționară, iau fonduri europene, 200.000 de euro, pun și ei ceva acolo, și-au luat scule noi, oameni noi, punct de lucru nou, profit cu aceeași firmă mamă, dar cu scule și cu totul absolut nou luate pe fondurile europene. Poți să zici că e măgărie, nu e măgărie, e un mod smart de a te dezvolta. Dar repet, fondurile mi se par ok ca mijloc smart să dezvolți ceea ce ai deja, nu să te folosești să pornești de la zero. De la zero ar trebui să pornești tu. Și nu zic, de la zero nu înseamnă neapărat că faci tu business. Nu știi ce să faci, îți faci o listă cu afaceri și tu nu știi nimic despre nicio astfel de afacere. Cum a fost în cazul DJ-ului, de exemplu, bă, știa clienții, știa cum se operează, știa cum se lucrează, știa câți bani se încasează, știa tot dinainte să se mute pe partea de fonduri. Adică Asta vreau să spun. Contează enorm de mult să ai experiență în domeniul în care vrei să îți faci business-ul pe bază de fonduri europene. Repet, am vrut să iau și eu fonduri acum uh, acum un an, ce să mai, acum un an am vrut să iau fonduri. Era vorba de niște fonduri de 100.000 de euro. M-am înscris și după aia am aflat că fondurile respective nu erau decât pentru ONG-uri, adică pentru organizații non-profit din care acolo, dacă luam fonduri pe organizații non-profit, trebuia să vin cu conținut gratuit, bla, 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 bla. Mă puteam angaja pe mine cu o sumă mare, să mai iau pe cineva să mă angajez cu o sumă mare. Profitul, dacă îl generam, dacă genera profit, deși era non-profit, prin această activitate, dacă primeam donații sau altceva, trebuiau practic donate, reinvestite, nu știu, nu poți să scoți profit ca ONG, din câte știu, către asociații. Poți să ai salariu, că muncesc, dar nu poți să-ți repartizezi profit, pentru că e non-profit. Când am aflat că este non-profit, o zi bună, vă mulțumesc, la revedere. Am aflat ulterior că după ce s-au finalizat înscrierile și toate cele, de fapt, s-au dat și pentru SRL-uri, atunci mi-am băgat un așa în gând. Și erau alte condiții, atunci erau la, la 100.000 de euro erau altfel de fonduri și, repet, am crezut că pentru SRL-uri, vreau să aplic, vreau să fac o nouă firmă, vreau să iau totul de la la Z, să mă angajez pe firmă, să mă angajez doi băieți pe firmă. Am vrut să fac asta, dar, repet, și eu am vrut să fac asta în condițiile în care eu deja generam profit cu activitatea, activitățile existente. Când am auzit că se dau doar 40.000 startup nation, detalii, limitări, ce mă, 40.000? Atâta bătai de cap? Baftă, nu-mi trebuie, mulțumesc. 40.000 fac eu singur, nu-mi trebuie. La 100.000 era, era altă poveste, erau alți bani, dar e complicat. E greu să accesezi fondurile oricum, din multe puncte de vedere, dar și dacă le aplici, e importanța experiență. Asta este părerea mea. Sunt bune, dar accesate cu cap, pentru dezvoltare, nu pentru a porni de la zero. Știu că se numește Startup Nation, dar e cumva un startup dacă ai experiență, că dacă nu, la startup rămâi greu. Dacă e cineva care a pornit de la zero, fără experiență, fără, 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 fără tot ce am zis eu și totuși a reușit să ducă la capăt, să pună pe picioare o afacere care astăzi generează profit, sunt extrem de curios să aflu în rubrica de comentarii. Dar fără să bag mâna în foc, cred că sunt mai mulți care au făcut, au accesat fonduri și după ce a trecut perioada obligatorie, fonduri, bla, bla, cât că au cam închis sau nu era ceea ce credeau ei că va fi. Chiar sunt curios să aflu în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.